Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerii. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, videoclipurile mele, absolut toate, comentariile, like-urile, distribuirile sunt total, total gratuite. Bun, am început bine. Eu, acum când filmez, este vineri și my scent of the day, ca de obicei, parfumul zilei mele de astăzi, vine de la casa Al Haramain și se numește Royal Mask. Uh, da, da, îl <laughs> beau cu drag și spor, îl iubesc, uh, e drept să spunem că maxim 10 ml am decantat din el, dar nu mai mult de atât, da? Pur și simplu iubesc acest parfum. Este moscul acela uh, pufos, curat, dulceag. Și când spun curat, nu uh, mergeți către latura săpunoasă, da? Dar mai multe despre acest parfum, recenția lui, cât de curând pe canalul meu. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți viziona acest videoclip eu filmez astăzi vineri, iar voi îl veți vedea ca de obicei mâine seară, da, sâmbătă seară. Bun, ce avem astăzi? Un nou unboxing. De unde? De la Dubai Collection, bineînțeles. Am aici alături de mine patru uh, hituri, da. Eu spun că vor fi hituri în umila și profana mea. În opinie. Și, sinceră să fiu, normal trebuie să fie unboxing și primele impresii. Însă, ieri am fost la sediul celor de la Dubai Collection, v-am pus câteva faze, momente, pe grupul meu de Facebook, Frag Family. Bineînțeles, din nou, mă repet în caz că nu faceți parte din comunitatea mea de pe Facebook. Oamenii de la Dubai Collection, da? Tot ceea ce înseamnă munca din spatele Dubai Collection, uh, ieri m-au cucerit 100%, da? Dacă până acum eram 90% fiartă și topită de ei și pe ei, <laughs> în momentul de față sunt cucerită 100%, da? Dar, dar! Um, am spus că normal ar trebui să fie unboxing și primele impresii. Însă ieri când am ajuns acolo, vă dați seama că exact cum spun eu, mi-am rupt nasul. Deci nu cred că este parfum care să fie acolo și eu să nu-l fi testat, da? Dar, testând atât de multe, chiar dacă eu am băut apă, chiar dacă eu am ieșit afară să mai îmi aerisez nasul și așa mai departe, vă dați seama că oricum n-am cum să țin minte chiar atât de multe, da? arome. Dar nu mai stăm la discuții și începem cu primul parfum. Înainte și înainte de toate, în caz că nu știți cu toate că mă îndoiesc, codul ROJ25 va aduce un discount de 5% chiar dacă comandați de pe Dubai Collection Raw, Dubai Collection EU sau Arabianscent.net. Da? Detaliile le veți avea în căsuța de descriere. Deci codul este valabil și pentru extern. Bun, primul parfum, toate patru sunt de la Fragrance World, iar primul este Cherry Buzz. Așa vine el, da, cutiuța vă duce undeva cu gândul, numele vă duce undeva cu gândul și într-adevăr acest parfum este unisex și este inspirat de Tom Ford Electric Sherry și să vedem ce avem aici. Din gama aceasta cu cireșe, eu mai am Cherry Incense, dacă nu mă înșel eu. Da? Un parfum ce e drept ușor mai greuț, da? mai afumat, mai uh, cu nebunii chestii socoteli. Mi se pare că v-am vorbit în acest videoclip, dar aceasta este sticluța, da, în aceea zonă de duce cu gândul. Și să vedem notele acestui ceribaz. <coughs> în vârf avem cireșe și ghimbir, în mijloc iasomie de sambac, iar în bază piper roz, ambre, tolidă și mosc. Și să vedem ce ne spune, așa, ca o primă impresie. Ia să vedem unde este, aici este. Da. Atomizoare foarte, foarte faine. Și parfumul pe măsură. Da? Um, sinceră să fiu, eu nu prea mai mă aflu în zona uh, ADN-ului de last cherry. Da? Nu știu, atâtea parfumuri inspirate, ADN-ul ăsta cam peste tot, nu prea mai sunt acolo. Um, îmi place enorm de mult Cherry Smoke, Cherry Smoke, da, ADN-ul de Cherry Smoke, Cherry Incense de la Fragrance World, mai precis, da, dar aici se schimbă oarecum macazul. Deoarece cherry baz, cel puțin în deschidere, aveți cea mai dulce, dar, totodată, proaspătă și efervescentă, cireașă, da? Um, vibrantă, ușor acidulată, da? Um, posibil toată treaba asta e dată de uh, nota aceea de ghimbir, da? Din deschidere. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, pur și simplu te duce cu gândul către acel cocktail non alcoolic din nou pentru că nu ai nici cel mai mic uh, izbuzi în acest parfum te duce cu gândul către acel cocktail non alcoolic tropical. Da? Pe lângă cireașă mai poți resimți și o dulceață, fruct, uh, dulceață fructată și o atingere florală însă nu este ceva adică cel puțin nu pot spune, da, este piasomie, este iasomie indolică sau așa mai departe. Nu. Mai degrabă este ca și cum ai un buchetel de flori, da, de diferite flori, să spunem așa, dar um, preponderentă este iasomia. Însă, din nou, nu mergeți cu gândul că este acea uh, iasomie indolică, de exemplu, din ADN-ul lui Elian. Nu este domolită, este cu este cum trebuie. Da, și e fix chestia de ieri. Chestia de ieri, la modul că l-am testat ieri și după toată treaba aceasta cu cocktailul tropical non-alcoolic da, și cu buchețelul acela de flori, nu știu de unde și până unde mă duce, dar cum să spun eu, preț de 3-4 minute către acea tartă cu cireșe, da? Mă duce cu gândul, are o mică, mică apucătură gurmandă, ca să mă exprim așa. Însă, nu-l pot, cel puțin în opinia mea și în percepția mea, nu-l pot cataloga, nu pot cataloga acest ceribaz ca fiind acel parfum gurmand. Da? Deoarece iasomia, chiar dacă nu este una indolică, um, contrabalansează toată situația. Da? Îl ține pe linia de parfum parfum. Da? Nu um, îl scoate din zona aceea gurmandă da? da. Bun. Ei spun că este unisex. În opinia mea. Ar avea o înclinație către latura feminină. Da? Nu știu de ce. Ori treaba aceasta. Um, vibe. Vibe. Ok. vibe acesta de cocktail non-alcoolic tropical. Nu știu. Pe mine, mie îmi lasă impresia că are o înclinație către latura feminină. Da? Categoric, da. Îl mai lăsăm puțin. Vedem ce și cum va evolua da și ca de obicei revenim către el. Următorul parfum, următorul parfum. Când am văzut sticluța pe site, a fost chestia aceea de tresărire de inimă, da, dar în momentul în care am văzut atât sticluța acestui parfum care l-am eu, cât și cealaltă sticluță, da, varianta masculină, care apropo, da, vorbim aici, da, deja m-am pierdut, despre Lumière de Lumière de dacă zic eu bine. Știți că eu nu prea sunt prietenă cu franceza și nici ea cu mine, dar ne străduim. Și trebuie să vă arăt niște chestii, niște detalii. Da, avem acea cicla ambițioasă, cum zic eu, dar. Ok, am reușit. Ei bine, acesta este ambalajul. Treaba aceasta, ciclam, este acel sliv, da? Mânecă. Mai în limba română. Însă, detaliile acestea care le vedeți dumneavoastră, striațiile acestea, pur și simplu sunt din. Dintr-un material ce vrea să imite, ca să spun așa, catifeaua. Deci toată, toată treaba aceasta da, este din catifea. Bine, excepție făcând partea de jos. Dar și spatele tot, tot, tot. Deci toată trebișoara aceasta este din catifea. Deci oamenii aceia au pus catifea pe treaba asta. Pentru voi poate e ceva, ba, oricum o aruncăm și așa mai departe. Dar ca idee, ca, nu știu, ca prezentare, dacă ai face cuiva cadou treaba asta, în opinia mea nu ai cum să dai greș. După ce dăm acel sliv jos, aceasta este cutia propriu zisă. Da? Din nou, ca să vă faceți o idee. Bun. Și Sper să nu fac vreo gafă. Hai că n-am făcut. Aici este parfumul. Da? Deci pe bune? Pe bune? Spuneți voi, eu nu mai spun nimic. Din nou, capacul parfumului, da? Toată trebișoara aceasta ciclam este din aceeași catifea. Aici, interiorul este din catifea. Și cutia. A, nu, este carton. Da, este un carton mai tare. Dar nu, deci n-ai cum. Nu ai cum, pur și simplu. Iar aceasta este sticluța. Acea veioză frumoasă și elegantă. Da? Așa este capacul. Dar tot tot, tot de jur în prejur este pur și simplu catifea. Da? Iar vă spuneam de celălalt parfum Nu mai știu cum se numește O să vă inserez poza aici Este cu capacul albastru Doamnelor Dacă doriți să doriți soțul, iubitul sau ce mai aveți dumneavoastră Cu un parfum Comandați acel parfum De asemenea, domnilor Dacă doriți să mirosiți altfel și să aveți performanțe cu un parfum de la prima pulverizare, comandați acel parfum. Da? Atât acest Lumier L, cât și veioza albastră, din nou să vă inserez aici poză, m-au surprins la intensitate de la prima pulverizare. Și dacă eu spun treaba asta în condițiile în care am testat aproape 100 de parfumuri, bine, exagerez, Multe parfumuri, da? Și totuși am rămas marcată de intensitatea acestor două parfumuri, credeți-mă. Deci nu, pur și simplu nu. Nu, categoric nu. Sunt divine. Dar, haideți să vă citesc ca de obicei notele. Bun, Lumier L este inspirat din Stellar Times de la LV. În vârf avem mandarină, pară și ghimbir. În mijloc ia somie, floare de portocal și trandafir, iar în bază amber gri, lemn de santal, floare peruană, cred eu. Da? Și. Și. Unde e? Da, am eu o fixație, ca să știți de ce fac treaba asta în fiecare videoclip. Vreau ca acolo unde am scrisul să fie și atomizorul. Da? Bun. Bun. Parfumul acesta, habar n -am. Cum miroase originalul? Nu știu dacă îl voi testa vreodată. Nu, nu am idee, da? Dar, vorbind de acest parfum, strict de el, da? luându pur și simplu ca parfum de sine stătător. Nu știm uh, din ce este inspirat și așa mai departe. Parfumul acesta sună a clișeu, însă miroase a bani. Miroase a bogăție e genul acela de parfum Lady Boss, da? categoric, nu știu. În opinia mea are o, din nou, o înclinație feminină. De aceea spun Lady Boss, da? E genul acela de aromă old money. Miroase incredibil, incredibil absolut nimic, nimic arabesc, middle eastern, ce vreți voi. Din nou, cu scuzele mele, am uitat să spun, nici în Ceribaz baz. factorul middle eastern este complet nul, da? este complet zero. Revenind la Lumier L, în deschidere, pur și simplu te izbește, da? te izbește, te lovește în plină figură o aromă zemoasă, suculentă, dar și fiind de tot picantă. Da? Foarte, foarte fiind, pica foarte fiind picantă. Mă uit acum la note și mă duce cu gândul că uh, nota aceea de ghimbir s-ar putea să dea toată treaba aceasta. Fiind picante, fervescentă, ca să fiu mai precisă. Partea interesantă cu acest parfum este faptul că ei chiar dacă listează iasomie, floare de portocal și trandafir, cel puțin nota de trandafir eu nu o pot resimți aici, da? Nu este ceva ce să iasă în evidență, nu este ceva să mă tragă de mânecă, că hei sunt aici, da? Adică nu pot nici măcar să zugrăvesc un trandafir cum fac eu de obicei, da? Are o atingere lemnoasă, da? Resim totuși ceva lemnos aici. Este și fin ambrat. Și ce îmi place mie la acest parfum este faptul că pe cât de luminos pare el, pentru că într-adevăr e genul acela de aromă luminoasă, dar când spun asta, nu vă gândiți la ceva diafan. Pentru că, din nou, vă spun, de la prima pulverizare este bombiță. Eu nu vreau să mă gândesc ce va ieși peste două săptămâni, da? după ce se va mai așeza, din acest parfum. De la prima pulverizare nu ai treabă, nu simți pic de iz de alcool da? și totul este compact și e acolo. Da? Este un parfum foarte prezent, ca să mă exprim așa. Dar vă spuneam că pe cât de luminos îmi pare, pe atât resimt și o parte, cum să mă exprim eu? Hai să spunem între ghilimele carnală, da? Are ceva foarte obraznic în el. Dar are ceva foarte obraznic în el. Nu este acel parfum floral lemnos și atât sau banalul parfum floral sau așa mai departe. Nu, nu. Da, și oricum, v-am spus, miroase mega mega scump și, în opinia mea, are înclinație în latura feminină. Dar, totodată, acest parfum mă duce cu gândul, știți că este de fapt mare hype, cum că, precum că Musamam White intens de la Latafa este acel parfum inspirat din Stellar Times. Știți că am Samam White de la Latafa, urmează și recenzie pentru acel parfum, însă nu pot spune că sunt foarte asemănătoare sau de fapt nici măcar nu pot spune că sunt asemănătoare, da? Sunt foarte, foarte diferite aceste parfumuri. Ce ar avea în comun? Nu știu, izul acela de floare de portocal fiind de tot mieroasă, aș putea spune eu. Dar acest parfum mi-a trezit amintiri da? legate de uh, Florud de la Casa Hadlaj. Însă, însă, dacă aveți Florud de la Casa Hadlaj, vă trebuie acest parfum și vă spun imediat de ce. Deoarece sunt diferențe destul de măricele între ele. Da? În primul și în primul rând, știți că eu, eu iubesc Florud. Iubesc acela de ne, îmi place, îl ador și așa mai departe. Însă, um, acest parfum este mult mai presus decât Florud la capitolul performanțe. Și da, îmi asum ceea ce spun chiar dacă acum este prima pulverizare. Chiar dacă acum este prima pulverizare, iar eu Florud l am de anul trecut, deci este hipermacerat, acesta este mult mai in your face decât acela. În afară de treaba aceasta, dar, dar, stop. Nu facem paralel acum, facem un clip separat dedicat, da? Pentru că dacă aș face paralelă în momentul de față, cred că iar va ieși un videoclip de o oră și hai să le facem mai scurte, zic. Lăsăm și acest parfum un pic să vedem cum se mai așează pe bloter și trecem la următorul. Următorul este un parfum pe care eu am fost mega curioasă, dar mega curioasă. Da? Și vorbim aici despre un extract de parfum Intense Addiction, bineînțeles, de la Fragrance World. Din această gamă știți că mai am și parfumul inspirat din The Side Effect, dar acolo este alta ADN, altă mâncare de pește. Hai să vedem ce avem aici. Din nou. Hai să vedem ce avem aici. Aceasta este ambalajul. Poate vă vi se pare chici? Mie îmi place. Și parfumetele, îl scap, nu l scap. Pam, pam, apare așa. Sticla este o sticlă extrem de grea, da? face parte cu succes din categoria arme albe, este foarte inisio style, da? ne spune și sticla de unde vine și acest parfum, extract de parfum intens addiction inspirat de inisio addictive vibration. În vârf avem floare de portocal și floare de măr. În mijloc avem orhidee vanilie, care eu inițial am crezut că de fapt sunt două note, orhidee și vanilie, dar nu, este vorba de orhidee vanilie, o specie aparte de floare. Iar în bază, miere și musc. Bun. Deci, doamnele mele, din zona de clubing și nu numai. Doamne, Maica, domnule! Parfumul acesta, nu știu, am testat originalul, mi-a plăcut, însă nu atât de mult precum îmi place inspirația. Da? Parfumul acesta, din start, de la bun început, cu toate că notele nu au nicio legătură, da? Piramida olfactivă a acestui parfum nu are nicio legătură cu ADN-ul lui Alien, da? De la Mugler, primul parfum, da? Varianta inițială. Au foarte multe asemănări. Iar treaba asta este valabilă și la original. Da? Deci nu e să spui că cei de la Fragrance World au scos o inspirație pentru un parfum al casei Inisio Și să vezi că s-au încurcat ei la ingrediente și a ieșit ceva ce duce mai degrabă în zona de alien Nu! Parfumul original al casei Inisio are aceleași apucături de alien Și dacă sunteți ca mine, iubitoare a ADN-ului de alien, safe blind buy Dar! Revenind, vă spuneam, chiar dacă notele nu au nicio legătură, are acel vibe, din nou mă leg de cuvântul acesta, are acel vibe de alien. Este ceva ce te duce în zona acelui parfum. Dar în deschidere se simte foarte, foarte clar floarea de măr, dar cum să spun eu, cel puțin din ceea ce mi-aduc eu aminte din copilăria mea de la țară. Nu este strict floarea de măr, da? ca și cum um, îți bagi nasul strict în floarea de măr. Resimți izul de floare de măr, dar cu tot cu crenguța aceea. Da? Este floare, iz de floare de măr plus ceva lemnos. Da? Asta este deschiderea. Și undeva în fundal e acea adiere foarte, foarte vagă ca să vă faceți o idee, un 10% adiere din Alien. Da? Dar. Da, exact. Nu, am făcut o pauză deoarece și ieri am avut senzația aceasta și am vrut să mă asigur. Vedeta, da, este de fapt un trio și anume Mosc, izul acela de floare de portocal, dar nu este o floare de portocal cu ceva um, nectar, da, cum este în acest lumier. Este strict floarea de portocal cu ceva miere și când spun ceva miere, chiar este ceva miere. da. Deci nu este miere animalică, nu este miere la puterea N și așa mai departe. Și undeva în fundal, mie îmi lasă senzația, chiar dacă ei nu listează, mie îmi lasă senzația de iz de caprifoi. Da? Mâna Maicii Domnului. Eu, una, personal, cred că din ceea ce înseamnă plante, arome din natură și așa mai departe, sunt de-a dreptul îndrăgostită de mirosul de caprifoi. Da? Iubesc mirosul de caprifoi. Și... Um, Tind să cred că asta este și uh, acel ceva ce mă face să-mi placă mai mult această variantă inspirată decât originalul, da? Uh, deoarece izul acela fiind de caprifoi, eu în uh, parfumul acesta al casei Fragrance World îl simt o idee mai pronunțat, da? Nu este ceva trecător cum este originalul. Din nou, chiar dacă ei nu listează nota de caprifoi, nasul meu o simte acolo, da? O, simt acel, acel caprifoi uh, peste care ai picurat ceva miere. Și din nou, nu este mierea aceea animalică din uh, When Soul Gets High, de exemplu. Da? Acolo ai mierea animalică, acolo e cu totul altceva. Nu. Aici ai o miere limpedă, aș putea spune, da? O adiere, o miere cristalină, dacă vreți. Și da, oricât chiar și ieri și chiar și momentul de față, acel vibe de 10% alien, acea adiere, mă ține acolo, da? Este prezentă de la prima pulverizare până în dry down ul final. Dar, din nou, ca să vă faceți o idee, dacă ADN-ul lui alien ar fi o persoană, aș încadra-o undeva la vârsta de 20-25 de ani. Da? pe când ADN-ul acestui parfum l-aș încadra undeva la vârsta de 30-35 de ani. Da? Deci are acel iz de 10% alien, însă este ceva mult mai complex și, din nou, dacă vreți, un miros oarecum mult mai scump. Da? Nu este ca și cum ar fi un flanker de alien și atât. Nu, categoric se simte că e de undeva din zona nișei. Dar da. Îl mai lăsăm și pe el puțin. Spălăm puțin nasul pentru că ajungem la ultimul parfum. Și ultimul parfum cred eu că va fi foarte, foarte viral într-un timp destul de scurt. Vorbim aici despre Tropical Kiss. Bineînțeles tot fragrance world. Bineînțeles, o cutie, da. Deci. Da. Sticla, în realitate, face parte din uh, genul acela de parfum bijuterie, sticlă bijuterie, pardon. Bun. Acesta este cutiocul și aici este parfumul. Ați rămas fără cuvinte? Că eu da, de ieri, de când l-am văzut. Haideți să vi-l aduc un pic mai aproape. Din nou, avem acea sticlă grea. Detaliile acestea aurii, bineînțeles, camera nu mă ajută, nu sunt așa de, nu știu, nu este auriul acela chicios, da? Aici, de jur împrejur, aveți niște petre. Da? Și acesta este parfumul. Deci este toată treaba asta portocalie, are, este textura aceea ce te duce cu gândul către guma de șters. Da? Dacă aveți um, Taskin Caramel Cascade, ați văzut că are um, o textură aparte. Ei bine, și această sticlă de Tropical Kiss este din același material ca să mă exprim așa bun și uh, tropical kiss inspirat bineînțeles de mango kiss în vârf avem mango mușețel și floare de portocal în mijloc ilang, lang iris și nucă de cocos iar în bază ambră benzoină și vanilie. Uh, nu știu dacă bada l-am pus acum câteva zile la sote de eu am Ajaeb Dubai Portrait al casei La Tafa sau Ajaeb Alb mai pe românește, un parfum ce se spune sau se dorește a fi inspirat din același Mango Kiss, da? precum Tropical Kiss. Însă sunt diferențe. Urmează să vin către voi și cu recenzia separată a acelui parfum, iar apoi, bineînțeles, un clip de tip Versus. Pentru că dacă nu aveți ageaib alb, cum îi spun eu, nu-l mai căutați. Da. Și comandați-vă. Doamne, Dumnezeule! Comandați-vă Tropical Kiss. Da? Tropical. Nu mai gata. Deci. Știam, da? V-am spus. Uh, am trișat puțin. Le-am testat ieri. dar nu am rezistat, le-am testat. Și de aceea am ales să las acest Tropical Kiss la final, deoarece chiar dacă um, Cherry Bazie între dar Lumier L și Intense Addiction sunt destul de bombe, acest Tropical Kiss face parte din aceeași categorie. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. Deci, încep cu deci. Se deschide cu un mango, însă uh, nu este acel mango cremos din mango punch, nu este acel mango dulce untos din um, mango delicios de la Rogue, da? Chiar dacă mango-ul de aici este cum să spun eu? Este dulce, este copt, îți lasă senzația aceea fină de apă în gură, este, am spus că este zemos și suculent, dacă n-am spus, spun acum, dacă am spus, mă repet, dar totodată este ceva verde acolo. Nu știu dacă treaba asta cu mușețel, da? nu știu dacă datorită notei de mușețel, mie îmi da acel iz fiind de tot verde. Sau, de fapt, acest mango este uh, trei sferturi copt și un sfert verde, ca să vă faceți așa o idee. Um, V-am spus aceste proporții deoarece izul acela verde nu este ceva copleșitor, da? Mango este vedeta aici, cel puțin în momentul de față, în deschidere. Din nou, este acel mango lucrat cu măestrie. Nu este mango acela sintetic. Are și ceva lemnos. Nuca de cocos de aici. Nu este, din nou, nu este acea nucă de cocos sintetică. Nu. Este o nucă de cocos cremos pudrată, aș spune eu, da? Dar, din nou, când spun nucă de cocos, pur și simplu tu trebuie să rămâi pe ideea de nucă de cocos. Nu să mergi cu gândul, de exemplu, către anumite loțiuni cu factor SPF. Eu, cel puțin anul trecut, dacă nu mă înșel, am avut cam toate loțiunile, chiar dacă erau de la firme diferite, toate loțiunile mele cu factor SPF aveau acel subton, acel iz fiind de tot de nucă de cocos. Nu mă întrebați de unde, pur și simplu nasul meu asta are simțea. Ca să vă fac o paralelă și ca să înțelegeți cât de cât, Caedal Fursana Limited de la Latafa este o nucă de cocos sinteticuță pentru mine, da? dar are și un fiin de tot is cremos. Coco vanil de la Mansera este o nucă de cocos cu ceva ce mă duce cu gândul către acele loțiuni cu factor SPF. Da? V-am făcut paralela asta ca să înțelegeți care e treaba cu nuca de cocos din Tropical Kiss. Nuca de cocos din Tropical Kiss este strict nucă de cocos cremoasă fiind de tot pudrată. Dar, cu toate astea, parfumul acesta nu este acel parfum banal cu mango. Da? Uh, nu este acel parfum, nu știu, de exemplu Mango Punch da? Oricum o să fac un clip cu parfumul cu mango, că mi-ați și cerut pe Freck Family Săptămâna viitoare, undeva săptămâna viitoare facem um, Nu știu, acest Tropical Kiss, da? cel puțin din toate parfumurile cu mango ce le am eu Are un iz aparte da? Este acel... Miros scump, acel miros altfel slash de nișă, da. Um, eu una spun că ar putea fi purtat și de către un domn, da, nu știu de ce ori partea aceea verde lemnoasă este ceva ce mă duce cu gândul că ar sta bine și pe un bărbat. Treaba aceasta bun primele impresii, spălăm nasul și revenim către fiecare în parte, da? Am zis să fac clipurile acestea cât de cât mai scurtuțe, pentru că oricum știți că eu după unboxing-uri las puțin câteva zile, o săptămână, două parfumurile, le port și apoi vin către voi cu topuri, selecții, recenzii, variante de layering și așa mai departe. Ne întoarcem la Cherry Baz. Da. Cherry Baz, în dry down -ul final, din nou, nu știu de unde, are un fin de tot iz. N-aș spune neapărat că este um, rujul acela roșu ce le resimt eu în Date Night de la Hadlaj, dar. Mă duce oarecum cu gândul către semiruș, nu există, strugurel sau ceva produs pentru buze, da? Are un fin de tot um, subton de make-up, dacă vreți așa. Și în același timp este și ceva, hai să zic, un 10% din ADN-ul lui Good Girl de la Carolina Herrera, dar din nou, un 10%, da? nu mai mult. Dar categoric, este acel parfum de zi cu zi, perfect pentru vreme caldă, da? și acesta clar, țipă, urlă, avară, poate fi categoric, poate fi și un parfum semnătură, nu este, cum să spun eu, nu este nici ceva ce zguduie planeta, da? nu este ceva ieșit din comun, însă nu este nici ceva banal. Cum din nou? Și încă o dată, disclaimer, scuzele mele dacă sunteți iubitori, iubitoare ale al ADN-ului de Last Cherry, îmi cer scuze, însă pentru mine una personal este ușor pase, ca să mă exprim așa. Pe când Cherry Baz. Nu, acesta îl iubesc, da? Deci acesta categoric îmi place. Este vesel, este juvenil, este fin efervescent în deschidere, da? În uscare, exact cum v-am spus, este un pic, un pic mai serios, dacă vreți așa, un pic uh, fiind de tot uh, senzual, da? Dar în continuare, în opinia mea, are o înclinație către latura feminină, acest ceribaz. Lumier L, Doamne Dumnezeule, Lumier L este uh, dulce, dar nu copleșitor în dry down final. Da, și are, nu, nu este parfumul acela cum ți-ar sugera sticla, da? Nu este acel parfum roz, nu este acel parfum girly. Bine, nu spun că nu poate fi purtat, de exemplu, de cineva, de o doamnă sau o domnișoară în vârstă de 20 de ani, da? Nu. Parfumul acesta nu are vârstă. Dar. Are doza aceea de ceva. Este ca și cum. cum să spun eu. Este luminos, este dulceag, miroase scump, dar într-un moment, da? Pur și simplu ești la granița dintre lumină și întuneric, da? Are izulă la obraznic, are ceva carnal acolo, are o mică tentă erotică, dacă vreți. E ceva aici obraznic care nu-mi găsesc, cel puțin acum pentru primele impresii, nu-mi găsesc cuvintele să, să pot descrie, doar că l-aș duce categoric în zona de parfumuri de făcut copii, cum spun eu. Da, are ceva obraznic în el, categoric e una personal, nu prea m-aș vedea purtând acest parfum um, când merg la Lidl sau nu, categoric nu. Acesta este acel altfel de parfum, acel parfum pentru o întâlnire, acel parfum pentru o despărțire, de ce nu, dacă vrei, exact cum v-am mai spus eu în alt videoclip, dacă vrei să-l lași plângând și în genunchi în urma ta, poartă treaba asta, da? și categoric l-ai marcat pe viață. Dar totodată are și izul acela de acea lady boss, acea doamnă sigură pe sine și așa mai departe, da? acea femeie puternică. Foarte, foarte fain, foarte fain. Și din nou, dacă iubiți Florud de la Hadlaj, veți adora acest parfum. Îl veți adora. Da? Gândiți-vă la flor ud, la acela de ne, căruia îi adăugați o atingere întunecată, căruia îi adăugați acea atingere obraznică și uh, îl ridicați la puterea N da? Nu știu de ce ei au spus că acest parfum este în concentrație EDP, pentru mine și pentru simțurile mele este extract da? Și mi-asum ceea ce spun și ați văzut că e prima pulverizare. Bun. Revenim la uh, intense addiction. Intens? Da. Uitați în Da. Uh, mă umflă râsul că vorbeam tot așa cu cineva ieri și mă întrebase de intense addiction și la un moment dat știu că l-aveam pe mâneca sacoului cu care am fost îmbrăcată și după vreo 10-15 minute de la pulverizare m-a întrebat cum e Intense Addiction și zic miroase precum acea văduvă care a rămas cu o avere imensă. Nu știu de ce, mie filmul acesta mi-l dă, da? E genul acela de fem fatal, e genul acela de văduva neagră, dacă vreți așa, care și-a îngropat soțul, da? Are pălăria aceea imensă cu, cum îi spune la chestia aia, plăsuța aceea, o să vă inserez o imagine pe aici, da? Are chestia aia și chiar dacă ea e negru și este foarte, um, hai să spunem, tristă, are cel mai ru cel mai roșu roșu cel mai roșu ruj um, pe buze. Și stiletto în picioare, da, deci pur și simplu așa miroase miroase afem fatal, da, clar miroase afem fatal. Miroase avem fatal nu este ceva ce din nou eu nu aș putea purta ziua mea mare treaba asta, însă dacă ar fi să merg într-un club, dacă ar fi să merg la o nu știu, ceremonie, festivitate sau așa mai departe, ce vreți voi, cu siguranță aș purta treaba asta. Și, din nou, vă spun, avem aici un extract, da? De data aceasta ei susțin că este extract de parfum. ADN-ul în sine este extrem de puternic. Parfumul acesta vine în concentrație, extract de parfum, deci aveți grijă cu pulverizările. Minutul 45. Am zis că nu-l fac scurt. Că nu-l fac lung, dar aia e. Ultimul, dar nu cer din urmă, Tropical Kiss. Deci nu ai cum, nu ai cum. Dacă Mango Punch ți se pare copleșitor, dacă Mango delicios ți se pare copleșitor, oricum, ca idee, chiar dacă uh, toate aceste parfumuri, da, Tropical Kiss... Mango Punch și Mango Delicious, da? Vorbesc de aceste trei parfumuri de de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Chiar dacă toate aceste parfumuri au uh, vedetă nota de mango, cu siguranță Tropical Kiss este acel mango altfel, da? Miroase în nebunitor de scump. Uh, nu am varianta originală, nu am uh, Mango Kiss L-am testat la Obsentum și m-am îndrăgostit. Da? Deci vă spun sincer, m-am îndrăgostit. Însă, acel parfum, în ciuda prețului pe care îl are, l-am testat pe piele da? și nu numai odată. De fiecare dată când ajung în Obsentum, chiar dacă testez diferite parfumuri, întotdeauna la plecare, ca să spun așa, pulverizez mango kiss pe piele. Ei bine, acel parfum, pe mine una acel puțin, pe pielea mea, da? Stă undeva la 4-5 ore. Și scuzele mele eu nu voi da niciodată suma aceea, da? ca acel parfum să stea pe mine 4-5 ore, categoric nu. Nu. Dar, dar. Dacă îți cauți acel parfum cu mango, dacă îți cauți um, acel mango, cum să spun eu? mai stilat, dacă are sens, pentru că da, treaba asta, combinația asta de ceva verde și ceva lemnos, face ca mango-ul din acest parfum să fie, dacă vreți, mai stilat. E să miroasă mai scump, dacă vreți, da? Categoric, categoric. În momentul de față, din toate parfumurile mele cu mango, cele dețin, acesta este locul întâi. Da? Clar, locul întâi. Și uh, vă mai dau un mic hint, am spus că urmează să fac un clip de tip versus, dacă doriți. Cel mai apropiat parfum inspirat de Mango Kiss, dacă doriți. Cel mai uh, da, cel mai apropiat, cea mai apropiată variantă accesibilă de acela de da? Nu Ajaib Dubai este alegerea, ci Tropical Kiss. Da? Când va veni clipul de tip Versus, o să vă spun și de ce, dar dacă vreți Mango Kiss, da, ADN-ul de Mango Kiss la un preț accesibil, Tropical Kiss, este tot ceea ce aveți nevoie. Da? Este Divin. Divin! Bun! Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă ați pus mânuța, Că știu că sunt doamne și domnișoare pe grupul meu, cel puțin da, care au bifat acest parfum. Știu că și Otilia de la cuforul cu parfum are mândrețea asta, abia aștept să-i văd și clipul de tip Versus, că ea mai are o variantă. Dar dacă ați pus mânuța pe vreunul din aceste patru parfumuri sau dacă ați luat alte parfumuri sau dacă v-ați luat decanturi din acestea, Haideți să ne auzim în secțiunea comentarii, să-mi lăsați și mie părerile și experiențele dumneavoastră. Dacă nu doriți lucrul acesta, lăsați-mi, vă rog, din suflet, măcar un punct, o literă, un emoticon, ce doriți dumneavoastră. Ca de obicei, în bara de descrieri veți avea link către contul meu de Instagram, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Frag Family și nu în ultimul rând pentru fiecare din aceste patru parfumuri. Și nu uitați faptul că codul roj 25 va aduce un extra discount de 5% la absolut orice achiziție de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Spun extra discount deoarece codul se aplică chiar și pentru uh, parfumurile aflate deja la promoție reducere ce vreți voi. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare mare drag! Hai în secțiunea comentarii și până data viitoare, vă doresc zile minunate, că se pare că în sfârșit parcă vine vara și neapărat, neapărat parfumate. V-am pupat!